preparandii Arad se află în clădirea a monument istoric în care a funcționat preparandia, prima școală pedagogică românească din Transilvania. Muzeul, care se află în administrarea Centrului Municipal de Cultură Arad, a fost inaugurat în luna noiembrie a anului 2012, iar aici sunt expuse materiale didactice, cărți și mobilier din sălile de clasă vechi de peste 100 de ani. Muzeul este amenajat pe două nivele, unul la subsol, unde au fost puse obiecte vechi de mobilier care au fost recondiționate, printre care bănci de lemn, o catedră, abace, instrumente muzicale, uniforme, o călimară, o peniță. La etaj sunt expuse cărți vechi, cataloage vechi, carnete de elevi, tablouri care întruchipează pe dascălii preparandiei, imagini vechi, atât cu elevi cât și cu profesori, fotocopii ale documentelor aflate în arhivele școlilor din Arad. Înființarea preparandiei, prima școală pedagogică românească din Transilvania, a fost hotărâtă de împăratul Francisc I și a avut loc în perioada 3-15 noiembrie 1812 în casa capitanului de poliție, viitor primar Arșici Sava. Clădirea preparandiei în care a fost amenajat muzeul a fost modernizată de administrația locală printr-un proiect european.